rusă, nu clar. Nu știu, îmi pare rău. Coborâre. Bluzul perfect. Mașinistul nu e de găsit nicăieri. Are o regulă a lui. De coborât te coboară, dar nu te poate privi. Pentru el ești un străin, deci un dușman, unul periculos. El vede în tine tot ce a lăsat în urmă, prelungire virtuală a tunului unui tank încremenit în trecerea prin peretele unei case. Spune-i cum vrei, insensibilitate sau evidentă nebunie. În fiecare etaj al colibiei trebuie să se afle cel mult 3 persoane, dintre care un artificier. Altfel, la cea mai mică urmă de regret, vei fi total expus la mediul ăsta exploziv. Apoi, grilajul colibiei se închide, tamburul se pune în mișcare, iar lumina zilei ți se va micșora treptat. 400 de metri înseamnă timp suficient pentru developat o jumătate de viață, de la coadă la capăt. Tot ce poți aduna, doar esențialul să încapă în tine, căci lumina zilei ți se micșorează treptat. De sus. Cei 3 te-au adus aici, apoi pilotul a schimbat cursul. Așteptarea în galeria orizontului de sus. Pentru tine, o gură de metrou pulsând ritmic. Pentru ei, un ritual de inițiere și singurul armistițiu posibil. Așa că, fără finețuri. De aici începe singurătatea. De aici, faima ei ușor sinistră. Căscând și înjurând, s-au apucat cu toții de lucru, iar tu nu poți face altceva decât să exersezi noua formă aproape frustă de viață. Întâi, primele lipsuri vor declanșa în tine fatalismul. E o dublă legătură ce va ține luni bune de trândăveală, în care te vei chinui să păstrezi aparențele civilizației. Apoi, ți se vor așterne în față instrumentele docile ale plăcerii și vei avea nevoie de exact atâta precauție cât să nu începi un război pe care îl vei pierde. Într-un final, în acest incubator uman vei descoperi răbdarea și ea va fi pentru tine o insulă de relativă bunăstare. Însă abia când te vei obișnui cu umilința de a depinde de ceilalți, ei te vor accepta. Asta le arată că ai renunțat în sfârșit la terminologia sentimentală, că ai eliminat reziduri de gelozie retroactivă care te-ar fi putut doborâ pe neașteptate. Că, în sfârșit, a exersat relațiile umane rudimentare din dimineața de după dragoste. Lampă și cizme. Odată ce ei te-au acceptat, vei primi toate cele necesare supraviețuirii. Ca într-o vară târzie, se va întâmpla extrem de grăbit și sumar vagabondarea. Scurgerea apei va încetini pentru tine și, în unele nopți sau începuturi de zi, oricum nu poți să le mai deosebești, ți se vor dezgoli cu inocență orașele schelet. Ca într-o vară târzie, se va întâmpla să admiri în ele înșelătoriile rușinoase, din locuri absurde îndepărtate și să-ți dorești atât de mult să scapi de plictiseală încât să devii traducător, sau cărăuș, sau sulficar. Un criminal rafinat alergând de la intrarea în grădină până la locul execuției, de fiecare dată pierzând posibilitatea exilului. Și tot ca într-o vară târzie, aproape insesizabil, se vor curba grinzile de lemn, iar vagoneții vor porni spre tine cu lentoarea unor sate ambulante, transformând indiferența într-o pradă. Pentru că, da, spațiul tău se va răstrânge considerabil. Între tine și ei, vei descoperi cu surprindere inutilitatea comunicării. Și ultimul text. Temperaturile ridicate. Cel mai greu va fi totuși să te obișnuiești cu respirația scurtă. Ei au pierdut cu totul nevoia de eroi, așa că nu riscă mai mult decât e necesar. Nici la urcarea pe galeriile de coastă, chiar mai lungi decât îți imaginai în primele zile, nici atunci când se opresc ventilatoarele și aerul dintre noi câștigă în incandescență. Ei se dau înapoi. Îți spun degradant și liniștitor. În fața pericolului, suntem egali. În fața pericolului, răgazul dintre două respirații e singura certitudine, așa că îți forțezi plămânii, dar aerul nu pătrunde. Cu sute de ani în urmă, aici bărbații nici nu coborau niciodată primii, ci trimiteau înaintea lor copii de până la 10 ani.
copii și canari să scoată la iveală acumulările de aer rău. Acum însă, canarii nu mai sunt de găsit, copii nici atât, așa că verifici des flacăra lămpii. Ca un arc se adună ea sub pungile de metan și tot așa se destinde în golurile dintre ele. Când pericolul a trecut, schimbul se realizează rapid, în ciuda necesităților tale de adaptare. Gazul risipește eventualele confesiuni, aduce uitarea în inimile lor și ele devin rafinării sclipitoare. Mulțumesc! Mulțumim, Ana!